Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Vlad Madan și în următoarele 45 de minute venim în casele domniilor voastre cu emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre parcările cu plată ce urmează să fie deschise pe teritoriul întregului oraș Chișinău și să încercăm să vedem care sunt principalele probleme cu care urmează să se confrunte concetățenii noștri. Aceste aspecte le vom aborda împreună cu Anton Leațchi, consilier PSRM CMC. Bună seara și bine ați venit! Și Valeriu Pașa, activist civic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Leațchi, părerile sunt împărțite. Cei mai mulți dintre concetățenii noștri se arată a fi foarte rezervați la capitolul parcării cu plată în Chișinău. Pe parcursul zilei de astăzi am avut și o conferință de presă desfășurată, aș îndrăzni să zic în calitate de ziarist, una destul de mare ca și volum de timp, în care reprezentanții acestei firme au venit ca să răspundă anumitor acuzații la adresa acestei companii care urmează să efectueze de fapt lucrările. Haideți să explicăm pentru început telespectatorilor noștri care sunt punctele vulnerabile pe care le-a sesizat atât consilierii PSRM cât și întreaga societate civilă raportat la acest proiect și urmează să fie implementat. Deci, dacă mergem așa, deci pas cu pas, vedem că situația următoare. Deci, legislația în vigoare a Republicii Moldova astăzi nu prevede mai multe chestii din contractul care este deja încheiat între Parkley System și primăria municipiului Chișinău, care sună domnul Grozavu. Deci, parteneriatul public-privat prevede stabilirea relațiilor pas cu pas. Deci, prima trebuie să fie împrimit regulamentul, ceea ce a fost invers făcut. Astăzi, compania Parkley System insistă ca consilierii municipali să voteze acest regulament așa cum el este scris. Ceea ce este abuziv pentru Consiliul Municipal, ceea ce este abuziv pentru toți chișinăuieni. Deci, faptele că compania cere blocarea roților, deci baza de date pentru a trimite a trimite careva plângeri față de șoferi. Deci, dar astăzi a fost o chestie foarte interesantă prezentată. Deci compania a venit cu și reprezentanții companiei au venit cu niște, așa spunem, chestiile foarte simple. Deci, haideți să vedem ce este parteneriatul public-privat în situația dată. Deci, ca să înțelegem, primăria municipiului Chișinău, cum am vorbit noi mai devreme, construiește toate parcările. Deci, pământul este municipal, construiește primărie parcările și primărie identifică locurile unde va fi construite aceste parcări. Compania DATE va prevede zonele pentru parcări cu plată și astăzi au fost niște chestii foarte interesante expuse de managerii acestei companii. Deci, noi vom identifica locurile pentru parcare și vom merge desfășurarea proiectului foarte repede. De ce? Pentru că ulterior, după deschiderea zonelor de parcări, deci deja parcări va fi, deja șoferii care o să încalcă legii va fi amendați, deja o să fie careva restricționări pentru intrarea în centru, pentru că locuri de parcare nu o să fie și neregulamentar sau locurile care erau foarte puține, deci deja nu o să existe. Și ce noi vedem? Noi vedem, cum a spus domnul director, deci chișinăuienii vor solicita construcția acestor parcări. Deci astăzi compania Parkley System Offshore împreună cu primăria municipiului Chișinău deci face abuz față de chișinăuienii ca să acești să parcheze mașini. Da, domnule Pașa, au fost oferite câteva explicații destul de importante pe care noi, breasla jurnalistică, le așteptam, raportat la afirmațiile activistului civic, domnul Chironda, care spunea că atunci când a mers la Viena a încercat să vadă unde se află de fapt această firmă și să găsească plăcuța sau sediul companiei, până la urmă nu a fost găsit. Astăzi domnul director dădea niște explicații destul de evazive raportate pe marginea acestui caz. E să credem că nu există loc pentru o plăcuță? Nu este vorba despre plăcuță aici, este vorba despre transparența întregului proces. Da, vă rog. După părerea mea, avem de-a face cu o schemă destul de simplistă de transmitere în gestiune unor persoane neclare care nu doresc să-și expună identitatea.
a unui flux financiar care urmează să fie creat, un flux foarte mare care urmează să fie creat în Chișinău, fără niciun fel de investiții, doar prin utilizarea resurselor administrative. Domnul Bodnar ne-a explicat timp de 2 ore cu atitudine de parcă ar discuta cu a ajuns într-o țară și discută cu niște cetățeni care habar nu au ce înseamnă economie de piață, habar nu au ce înseamnă proceduri juridice și ce înseamnă procese de business în general. Ori lucru acesta bănuiesc cum și-a format această atitudine și percepere, reieșind din cu cine a comunicat până acum din Republica Moldova. Da, faptul că acea plăcuță lipsește acolo nu ar fi o problemă dacă investitorul privat, dar mai ales primăria, ar fi foarte sinceri în a explica și arăta cu cine au încheiat ei acest contract pe 25 de ani cu urmări foarte importante, impact foarte important pentru toți chișinăuieni. Deci dacă ei spuneau clar că este vorba despre un consorțiu format din mai multe companii care special sub acest proiect au fondat o companie și au înregistrat-o în Austria, pentru că în Austria au un regim fiscal și legal mai facil pentru ei pentru a desfășura afaceri. Republica Moldova, de fapt, în urmă. Da, nu ar fi fost o problemă să explice lucrul ăsta din prima. Ei au preferat să ascundă lucrurile astea, poate a trece și așa, din aceeași atitudine că în Republica Moldova stau acolo niște troglodiți și habar n-au. Nu este ceva ieșit din comun faptul că se înregistrează o companie sub un proiect concret. Ce este cu adevărat ieșit din comun este faptul că se transmit sute de hectare teren și proprietate municipală în care se investește și urmează să fie investiți bani publici pentru întreținerea acestora, se transmite unei companii cu fondatori care nu doresc să își facă public numele. Noi nu știm cine sunt aceste persoane, pentru că știm doar o companie, este această companie din Ungaria, al cărei reprezentant, de fapt, astăzi și-a comunicat. Dar el nu este reprezentantul companiei, este unul dintre reprezentanții fondatorilor, a unuia dintre fondatori. Dumnealui nu a dorit să ne spună, mai mult ca atât, la insistența întrebărilor a devenit foarte iritat. Da, în sensul în care a dat clar de înțeles că nu se dorește anunțarea cine sunt de fapt beneficiarii, da, și ei dețin majoritatea în această companie. Dar în același timp spunea că în Europa nu există firme offshore. Da, bun, a mai intrat. În genere, atitudinea dumnealui, eu nu știu cine i-a făcut domnului Bodnar impresia despre Republica Moldova, dar se crea impresia că el e absolut sigur pe faptul că aici în Republica Moldova nu are nimeni internet și nu știe mai citi. Cam asta a fost atitudinea. Domnule consilier. Doar să închei. Da. Și exact pe situația asta, în momentul în care ar fi spus-o din prima, transparent și clar, că iată, am înființat o companie în Austria, iată care sunt cauzele, nu ar fi o problemă. În momentul în care ei au încercat să ascundă faptul și prezentau acest Park Life System care există doar pe hârtie, și astăzi a recunoscut-o domnul reprezentant companiei în care că ei au format o companie care există doar pe hârtie, special pentru acest proiect, doar pentru a plasa înregistrarea juridică în Austria, pentru că acolo lor le mai bine. Dacă nu ascundeau lucrul ăsta înainte, nu ar fi fost o problemă. L-au ascuns și asta e o problemă. Domnule Leațchi, urmează să avem și consultări publice, spunea reprezentantul. Da, reprezentanții astăzi companiei au invitat în primul rând cetățenii chișinăuieni, toți conducători auto, pe data de 19 deja locul o să fie stabilit, să vadă cum lucrează sistemul DAT. Ceea ce este interesant, compania aduce doar sistemul de supraveghere, de sistemul de electronic pentru achitarea, luarea plăților. Și a fost astăzi prezentat cum se efectuează plățile din intermediul telefonului mobil. Chestia foarte interesantă a fost și noi am spus că și noi cunoaștem despre aceste chestii, dar mai departe, deci o să urmeze și audieri publice pe data de 22, dar pentru aceste audieri publice trebuie să vină toți doritorii cetățenii din orașul Chișinău, toți conducătorii auto și să-și expună părerea. Să nu expune doar Partidul Socialiștilor și doar consilierii CMC socialiști față de acest proiect, este foarte abuziv pentru cetățeni, este o chestie care, ca de obicei, se face în primărie, este o chestie de spălare banilor.
Și ca să nu vorbim numai noi. Deci astăzi a venit timpul ca toți cetățenii să vină în primăria în timpul audierii publici și să se expună părerea, pentru că acest proiect va fi elaborat în întreg Chișinău. El va efectua nu numai centrul orașului, dar și fiecare curte a orașului Chișinău. Cu mult mai atât, compania DATE va fi interesată să construiască cu mult mai repede parcările, pentru că acest proiect ține cont de venituri foarte bune. Și astăzi noi cu colegul am participat la ședință și a fost așa o remarcă. Deci costul la combustibil și de la costul... Da, se făcea o legătură. Legătură. Da. Dar haideți să facem altă legătură. Absolut. Da. A fost o chestie foarte absurdă. Ceea ce a fost prezentat, deci costul parcării în Moscova este 55 de ruble, ceea ce aproximativ este 17-18 lei în Moscova, da? Da, și salariul mediu în Moscova este nu 3.000 de lei sau 4.000 de lei cum în Chișinău, da? Este de 5 ori mai mare. De 5 ori mai mare. Deci deja este de unde să se șechite. Logic este ca să fie calculat conform costurilor care, da, deci care sunt într-adevăr. Deci omul primește, dacă noi cetățenii de rând primesc, mă rog, lasă fi 6.000 de lei, nu mai mult cred că, și are o mașină, deci el 1.000 de lei sau 1.200 cheltuie pentru motorină lunar și 1.000 de lei o să trebuiască să cheltuie pentru aceste spații de parcări. În caz contrar, vor fi ridicate. Vorbea și despre trei echipaje specializate care vor ridica... Eu vreau să văd cum trei echipaje o să asigure un oraș de 200.000 de mașini. Mai mult ca atât, compania cu tare, deci, a stabilit un contract, este foarte interesantă. Deci, cu publicul va comunica primăria. În cazul în care cetățenii, chișinăuienii, nu vor achita, nu vor parca regulamentar aceste automobile, deci deja o să trebuiască ca primăria municipiului Chișinău să implică în proces de negocieri. Este foarte absurd chestia. Deci eu încă o dată vreau să invit toți chișinăuienii care au timp liber și care doresc să-și arate că au poziție civică la aceste dezbateri și să arate că chiar să lasă blochează primăria aceea Chișinău, lasă blocheze, să arate că ei sunt contra acestor parcări. Dacă sunt contra. Domnule Pașa, haideți să vedem, cu permisiunea dumneavoastră citez, dacă își permite să achite benzina, își va permite să achite și locul de parcare. Da, păi asta este logica în baza căreia a propus, în general, faptul că nu s-a făcut o evaluare a costurilor, dar nu s-a stabilit înainte de desfășurarea parteneriatului privat public niște prețuri orientative pentru tarife, este un mare semn de întrebare asupra profesionalismului cu care s-a pregătit acest concurs de parteneriat privat public. Mai departe, domnul Bodnar afirmă că dumnealui este autorul business planului pentru această ofertă și că ei au propus tarifele reieșind din puterea de comparare a populației. O calculează ei după cel mai eficient, cum consideră ei indicator, este prețul la benzină motorină. Au făcut o comparație cu prețurile din Moscova, Budapesta, București, alte orașe. Dar noi vorbim nu despre un business privat care stabilește prețurile reieșind din oportunitate. Da? Adică am niște costuri care le am eu, poate să fie și foarte mici, mai ales când e vorba de business pe bază de know-how, de tehnologii, dar poți să stabilești o marjă de profit mult mai mare decât cheltuielile de bază. Aici vorbim despre parteneriat privat-public, care de principiu presupune că partenerul privat trebuie să aibă niște profituri rezonabile, în limitele bunului simț. Și aceste lucruri reiese din costuri. Și atunci când deci este un tarif pentru un serviciu public. Toate tarifele pentru servicii publice în Republica Moldova, și apropo, pentru cunoașterea domnului Bodnar, sper că o să afle, și tarifele pentru resurse energetice, inclusiv combustibil, se stabilesc în Republica Moldova reieșind din costuri. Nu știu cum se face lucrul ăsta în Ungaria, dar bănuiesc că e aceeași situație. Dar ai niște costuri și reieșind din ele îți stabilește marja de profitabilitate. Deci, mai ales că ei urmează să devină un monopolist pe piața din Chișinău. Dar ei nu au concurenți care ar putea să le creeze concurență
Da? Și pentru toți monopoliștii se stabilesc tarife și aceste tarife trebuie să fie verificate, să fie echitabile. Dar se cunoaște că urmează să achite un șofer. Păi da, ei spun că tarifele de parcare vor fi de la 5 până la 15 lei pe oră pentru început, urmând să fie... 15 pentru centru, 5 pentru periferie. Pentru periferie, cam asta e ideea, urmând să fie ajustate anual, reieșind din rata inflației. Acum, însăși principiul ăsta... prin care noi nu cunoaștem structura costurilor acestui viitor operator. Și el și-a luat gen un preț maxim, așa cum îl consideră el că atâta o să poată plăti moldovenii. Dacă o să le abat că poate să plătească mai mult, o să ia și mai mult. Însăși faptul că acest calcul a fost luat ca bază de cineva din primărie și inclus în proiectul acestui regulament, indică foarte clar, oamenii ăștia își bat joc, deși chiar merg împotriva interesului. Interesul cetățeanului este să aibă un serviciu, în primul rând, să nu aibă dezastru actual. Da, parcări cu plată în Chișinău trebuie odată și odată făcut ordine în domeniul ăsta, dar părerea mea este că nu trebuia să înceapă de la crearea de parcări cu plată, dar să înceapă de la a nu mai permite să construiască atât în centru istoric, dar și să creeze artificial cerere pentru parcare. Pentru că asta se întâmplă. Da? Asta e primul lucru care trebuie să-l fac primăria și nu să creeze parcări. Al doilea ar fi să fac aceste parcări cu plată, să le introducă treptat în toate sectoarele orașului. Bine, domnul Bodnar astăzi a dat dovadă de mult mai multă înțelegere și viziune asupra ce înseamnă procese urbane elementare în comparație cu cei de la Direcția Transporturi și primarul general. Da, el a spus că atunci când o să formeze primele locuri cu plată în centru, automat toată lumea nu va mai veni în centru, va căuta cum să parcheze la periferia zonei cu plată și va crea acolo probleme foarte mari. El lucrul ăsta îl înțelege, de exemplu, să-l pui primarul general să înțeleagă asta, sigur că habar n-are. Dar ei înțeleg cum se implementează, dar atitudinea și din tot ce a spus dumnealui, chiar a spus-o și în față, el înțelege foarte bine că modul în care s-a petrecut acest contract, cum a fost semnat și toate lucrurile astea, a dat de înțeles clar că este în detrimentul chișinăuienilor. Și a mai spus clar că pe ei asta nu interesează absolut deloc, că este problema noastră cu autoritățile municipale, ei au venit să scoată banii. Atât. Domnule Leațchi, cum poate fi calificată această afirmație în contextul în care ar trebui pe autoritățile municipale să fie preocupate de ceea ce spunea? Deci, în mod normal, trebuia să fie creată o agenție municipală pentru parcările cu plată, deci dacă vorbim, dar și trebuie să fie elaborată... deja a fost elaborată o strategie pentru în sector drumurilor urbane din Chișinău, care a fost efectuată de o companie din Germania, deci a fost strategie destul de interesantă și a fost prescripții cum se face, cum se face parcările și deci ceea ce nu este... Nu, strategie care nu găsim în acest contract de parcări cu plată. Mai departe, deci eu habar nu înțeleg, deci chiar dacă vorbim despre bunul simț, despre că primăria municipiului Chișinău este parteneriat public-privat cu compania nu știu care stat reprezintă. Deci, haideți să vedem. Deci, astăzi municipalitatea deja a investit în parcări deja 65 de milioane de lei. Dacă ținem minte proiectul străzii Ștefan cel Mare, chiar tot a fost făcute niște schimbări și tot au fost făcute niște parcări. Pe urmă, careva parcări care au fost construite, au fost schimbate și deja nu este parcare, este trotuar, o să vedeți această chestie chiar? Iată, aici vroiam să ajung. Spuneți-mi, vă rog, primăria, după ce criterii selectează, nu ne vom pomeni într-o situație atunci când au fost puse, iau în ghilimele de rigoare, ochiul pe anumite zone relativ amenajate, fie din banii locatarilor, fie din alte surse, ca acum să se schimbe această destinație? Având în vedere că noi am spus și la emisiunea anterioară că primăria participă la reparație, la curățări și mai departe, compania dată vine doar cu soluția deci cu plate, soluția de plate, cu telefonie mobilă. Ei sunt operatori, eu singur că ei nici măcar aici nu au soluția implementată până la urmă. Corect. Și primăria municipiului Chișinău primește doar 10%. Deci este eu văd aici o schemă de rider, așa spunem, pentru că pe toți chișinăuieni o să fie implicați, o să fie nevoiți să achite careva companie. Deci, în mod normal, primăria trebuie să facă parcări, să strângă banii ăștia și deja să vedem transparența. Astăzi noi nu vedem nicio transparență și nu o să fie. Cu mult mai atât, eu cred că aici sunt în schemă implicat careva funcționari și publici pentru că Consiliul Municipal precedent a votat pentru acest contract, pentru
deci semnarea acestui contract și noi vedem că aici este o schemă de rider pentru a ca careva companie anume să primească contractele. Deci chiar și în tender a fost stabilit că suma operațională trebuie să fie numai puțin de 100 de milioane și ce vedem? Compania a făcut cu 40 de zile înainte. Are zero rulajă. Da. Și rulajă este zero. Deci în mod normal trebuia să participe compania EMC, care deja are experiență, ar fi o modalitate. Da, dar apropo de și de această EMI, da. Această companie din Ungaria, da, este într-adevăr o companie bine cunoscută, respectabilă, dar ea nu are experiență de administrare a parcărilor. Ea este un operator de plăți. Unul cu experiență destul de bună, bine, nu o să puteți să căutați, o să găsiți și pozitive și negative. Ei, într-adevăr, sunt unul dintre principali actori pe piața operării de plăți pentru servicii de parcare. Ei sunt operatori de plăți, exact așa cum avem în Republica Moldova. Din ce au prezentat ei public, ei nici nu au de gând să se înregistreze, să-și ia licență de operator de plăți aici în Republica Moldova. Urmează să le opereze prin doi operatori existenti, Kiwi și NetoPro, care nici măcar nu vor recepționa, la care adaugi, ei sunt convinși că o să implice în proces companiile de telefonie mobilă, achitare prin SMS, alte lucruri prin aplicații. Lucrul ăsta nu este posibil atât de ușor cum le pare lor în condițiile legislației Republicii Moldova. Noi avem legislații care reglementează comerțul electronic și plățile electronice. În mod normal, compania dată ar trebui să înregistreze în calitate de emitent de valută electronică sau cel puțin operator de plăți operând cu bani electronici. În Ungaria, probabil, companiile de telefonie mobilă au licență de emițător de valută electronică. În Republica Moldova ei nu au. Da? Deci, eu sunt, nu știu, dacă ei cel puțin au discutat cu companiile de telefonie mobilă, pentru că de pe contul meu, de pe telefon, nu poți transfera o plată care să fie o plată oficializată. Da, pentru un serviciu, decât dacă el este prestat de compania mea de telefonie, la care sunt abonat sau al cărei număr îl utilizez. Deci nu poți așa ușor. Există o procedură legală destul de complexă de obținerea licenței și alte lucruri. Ei se laudă că erau gata să opereze din 1 aprilie anul 2016. Neavând toată partea asta legală asigurată, compania asta înregistrată în Republica Moldova la o adresă absolut, apropo, neclară, datele prezentate de către camera înregistrării, da, arată o adresă, aceea e un bloc cu 56 de apartamente, în care din apartamentele este înregistrată acea companie, nu este clar. A, există un administrator care este relativ cunoscut, a fost manager la o companie care se ocupa cu vânzări de automobile. Toate lucrurile astea puse împreună arată foarte clar că suntem, și plus aceste două companii care stau în offshore, care dețin peste 60%, și nici măcar compania asta în Ungaria, ei nu operează parcări, da? Ei nu le amenajează, nu le păzesc, nu ridică și duc mașini, nu blochează roți, nu le repară, nu le întrețin, nu au persoane care îmbră și verifică toate lucrurile astea. În afară de experiența aceasta de plăți electronice, ei nu au nicio experiență. Ei spuneau că unica bătaie de cap pot fi numerele străine de matriculare. Da? Bine, dacă cred că asta e așa, posibil, știu mai bine, dar este încă un moment. Dacă analizați decizia Consiliului Municipal din anul 2014, care stabilește criteriile în baza cărora vor fi selectați câștigătorii concursului, veți vedea foarte clar că aceste criterii au fost scrise, deci cele prioritare, toate puse în rând, da, au fost scrise exact sub această companie ungară. Pentru că acolo nu există solicitare de experiență în a administra, avea în gestiune parcări. Ori asta se face în Chișinău. Ei o să le dea terenul ăsta, toate spațiile astea, trotuare, drumuri, spații între blocuri, în gestiune. Da? Deci ele se transmit în gestiunea lor. Deci asta arată clar că acest concurs a fost făcut sub această companie ungară. În momentul în care ei au primit aprobarea Consiliului Municipal, au trecut toate procedurile prin guvern și era clar că urmează concursul, ei au înființat acest consorțiu, da, dar ei zic că l-au înființat cu alte două companii pentru a împărți riscurile. Atunci întrebarea este, deci
cum s-a făcut așa încât concursul a fost scris exact sub compania asta ungară și nu sub una care chiar are experiență în administrarea parcărilor, nu a percepere plăților pentru parcări. Da. E o schemă pe față. Vă rog, există premise reale să credem că 20% din șoferi ar putea beneficia de parcare gratuită? A fost lansată această teză azi. Deci, noi nu avem acum criterii clare care șoferi, da, și cum o să fie asigurată această parcare gratuită și care șoferi va primi această parcare gratuit, cum și nu avem înțelegere clară cu, deci, care venitul va primi primăria. Deci, noi vorbim despre chestii foarte interesante, pentru că astăzi a venit compania care a venit în Republica Moldova, dorește să preia careva chestiile financiare și noi, ca eu vorbesc din parte de ca cetățean de rând, deci primăria investește, dar cineva administrează, cineva face bani pe seama cetățenilor noștri. Este o chestie foarte importantă. Și dacă permitem să batem joc de oamenii noștri mai departe în continuare, vom primi ce este. Deci abuz de putere, deci și cu mult mai atât, noi am scris o cerere în CNA ca să CNA să verifice toate aceste procedurile, pentru că astăzi vedem clar că compania dată cere de la Consiliu ca să primim acest regulament, ceea ce ei au nevoie, pentru că fără regulament mai departe nimic nu merge. Și astăzi când noi am întrebat, a fost o întrebare de către prezentatorii, deci ce ați vrut, da? Deci, da, ați știut dumneavoastră că sunt reguli de spus că da, noi am știut, aveți ilegalități, da? Deci, aveți legea conform parteneriatul public-privat, deci noi mergem conform aceste lege, dar just business. Înseamnă ce? Deci compania vine să facă doar bani, nu vine să facă investiții. Apropo, bine, astăzi două ore de vreme noi am ascultat despre acest proiect, dar n-am auzit nicio cifră despre investiții din partea Parkway System. Care va fi suma? Deci, la întrebarea noastră a consilierului municipal, deci care va fi suma de investiții? Care va fi investiții din partea Parkway System? Pentru că noi înțelegem că dacă o companie vine pe piața unei țări, deci este o limită, deci cifra de investiții egal cu cifra de întoarcere a investițiilor. Noi nu cunoaștem cifra de investiții care va urma să fie... Sunt unele indicatoare, primarul zicea despre cel puțin 10 da, milioane de euro, bine, cifrele... Care? Și... În ce? În utilajul? Nu se știe. Nu se știe. Reprezentantul companiei astăzi a spus că ei au calcule, business plan, care arată că abia în al șaselea an ei planifică să da, înceapă să-și recupere, adică să iasă la profit, până atunci doar vor recupera din investiții. Care-i da, suma investițiilor? El chiar nu a vrut să spună. Da, și mult mai atât, ce este interesant, primăria astăzi cheltuie bani pentru amenajarea parcărilor. Noi nu știm peste câți ani primăria va recupera aceste sume. Bine, sumele astea vor fi achitate din buget. Din buget, dar primăria ce? Ca partener public-privat, primăria ce primește în rest? Nu primește decât... Deci primăria construiește parcări, înseamnă că trebuie să fie un business plan și eu văd în semnarea acestui contract de către consilier, domnul Grăzavu, deci abuz de putere, pentru că... semnând acest contract și nevăzând careva calcule matematice, ce va primi primărie, noi vedem că este o schemă pentru beneficiile cuiva și ne va face o pensie foarte bună, apropo, și... Mulți. Și foarte bună, da, deci mulți fac o pensie pentru... Deci duc din primărie și astăzi primarul general, deci el vine cu domnul Gămbrescu, deci... Având în vedere existența unei strategii de dezvoltare transport public municipal, fac tot ca să nu fie respectată această strategie. Deci banii au fost cheltuiți, experții au expus cum trebuie să dezvolte sistemul de drumurilor, deci în orașul Chișinău, dar nimic nu este respectat. Da, domnul Pașa, reprezentantul la care facem referire spunea că asistăm la o furtună mediatică și până la urmă se arăta surprins de ce s-a generat aceste voci și până la urmă... Era surprins cu siguranță, pentru că atunci când au intrat ei în afacerea asta... Nu, într-adevăr, ce vreau să spun, dincolo da, de fapt că nu este... deci chiar și compania asta din Ungaria nu este o companie adecvată pentru a primi în gestiune parcările, dar într-adevăr este o companie respectabilă în domeniul operării de plăți.
Lor, cu siguranță, li s-a propus să intre într-o afacere sigură, rapidă și unde toate bătăile de cap, inclusiv chestii gen imagine publică și nu știu ce, și le asumau partenerii locali, care, da, hai să-i numim din Cipru și Malta, care bănuiesc că puteți să-i găsiți prin mai multe birouri din Chișinău, da, beneficiarii. Dar nu s-a prezentat informația apropo și la acest capitol. Absolut. Astăzi. La care lucrurile nu se astâmpără așa. Această companie din Ungaria s-a expus, poate a cheltuit și ceva bani și acum au interesul, deja în primul rând au intrat în jocul ăsta și probabil au decis să nu iasă, să mai facă o tentativă să-l ducă la bun sfârșit, dar cel mai important că ei sunt expuși public, pentru că reprezentanții celorlalți proprietari, așa numiți, nu-și pot permite să iasă public. Respectiv, expun această companie din Ungaria, ei sunt mirați de această furtună mediatică, pentru că au fost asigurați în 2014, când a pornit toată povestea asta, că totul va fi bine, totul este simplu și în mai puțin de un an de zile o să operați, tot o să fie bine, important să ne transferați și nouă cota noastră. De asta e mirat omul. Pe fiecare stradă urmează să avem asemenea parcări? Da, practic. Deci, am vorbit și anterior, deci dacă țineți minte ideea domnului primar, deci să facă parcări pe strada 31 august, unde deja nu s-au reușit, astăzi primarul aduce investiții, credite și face drumuri ani de zile și face parcări cu plată. Vorba este următoare, deci, ca și domnul a spus astăzi, creând parcările cu plată, oamenii o să dezvolte sistemul de business în domeniul parcărilor și vor fi construite parcări multietajate. Ceea ce astăzi se transformă orașul Chișinău în multe zone de parcări. Deci nu există, spun încă o dată, nicio strategie de parcări în orașul Chișinău. Există doar o companie care este o companie offshore, pentru că nu cunoaștem... Atâta timp majoritatea proprietarilor sunt ascunși, este un offshore. Și noi nu cunoaștem ce o să fie mâine. Cu mult mai atât, chiar și cu Ștefan cel Mare, noi ținem minte. Ștefan cel Mare este strada principală a orașului Chișinău. Nu trebuie să fie create parcări. Cu mult mai atât... deci în orașul Chișinău nu există nicio strategie de transport public municipal, pentru că avem nevoie de dezvoltarea transportului public municipal. Având în vedere când se creează parcările, când este zona centru, este interzis de intrare, trebuie să fie creat transport public ca șoferul să pui automobilul în punct X și să vină cu transport public până la locul de muncă. Dar nu este. În această strategie proiectul german, deci a fost arătat. Deci Ștefan cel Mare, nu trebuie să existe nicio parcare, mai ales trebuie să existe o pandă specială pentru transport public, ca transport public să circulă cât mai repede. Cu mult mai atât, mâine, eu, dacă îmi permiteți, mâine o să fie Consiliul Municipal Chișinău și eu vreau să spun cu ce se ocupă domnul primar. Deci vă rugăm. Noi am cerut să fie convocată ședință extraordinară pe tema bugetul, pentru că deja suntem în luna cu tare și nu avem bugetul deja într-o a doua lectură și nu cunoaștem cum o să fie repartizați acești bani și instituții de învățământ și alte instituții așteaptă acest buget. Dorin Chirtoacă ne bagă așa un raport cu privire la atribuirea terenului, cu privire la privatizarea, cu privire la darea în arendă locul. Deci numai arendă și privatizări și arendă. Deci Consiliul ăsta și primar parcă simte că trebuie să plece de la acest oraș și să plece cât mai repede. Cu mult mai atât aș fi... Sincer, aș fi vrut ca CNA, într-adevăr, să se ocupe de acest caz, să arete, credem, ca cetățenii sperăm că CNA va ocupa de acest caz, va vedea care sunt punctele, care sunt, sunt multe încălcări în acest, și în acest contract și în legislația în vigoare care au venit. Deci, cum a fost făcută licitația cu tare? Deci, începând de la prima decizie a Consiliului, sunt multe întrebări cum a trecut toată povestea asta prin guvern și prin Ministerul Economiei cu avizările, calitatea acelui studiu de fezabilitate, problema conflictului de interes în privința, cred eu, a comisiei care s-a ocupat de
licitație, cât de calitativ a fost făcut caietul de sarcini, foarte multe lucruri. Deci, foarte multe întrebări privința la integritatea întregului proces, începând de la idee, de la inițiativă, cum au fost măsluite toate actele, deciziile Consiliului și alte lucruri exact pentru a ajunge în această situație, inclusiv deja lucru absolut vizibil, semnarea de către viceprimarul Grozavu acestui contract. Aici trebuie să expună juriștii. Legislația este, de fapt, destul de precisă, scrie clar că trebuie să fie primarul. Bun, că a fost viceprimarul în perioada în care, apropo, aici tot nu credeți că este o întâmplare, faptul că s-a semnat când primarul era în concediu. E un lucru bine gândit. Referire la cele așa numite 60 de zile, atât legea parteneriatului privat-public, cât și legislația prin concesiunile spune clar, nu se permite darea în concesiune sau semnarea contractului de parteneriat privat-public fără aprobarea proprietarului. Proprietarul al acestor suprafețe pe care urmează să fie amenajate parcări este Consiliul Municipal, nu este primăria. Da? Și asta este o confuzie care, conștient sau nu, a făcut astăzi pe toată durata acestei conferințe reprezentantul companiei din Ungaria. Da? Ei tratează ca și partenerul public primăria sau primarul. Ceea ce este absolut greșit este Consiliul Municipal. Da. Domnule Leațchi, vroiam de fapt să revenim la o idee pe care am enunțat-o astăzi aici, faptul că se făcea referire la alte orașe. Până la urmă, întrebarea este firească, cât de compatibile, cât de comparabile sunt stările de lucruri în comparație, nu știu, cu Moscova sau București, în condițiile în care acolo există parcări, există o altă stare de lucruri și un alt aspect social-economic până la urmă. Deci, ca și la Moscov, ca și la București, deci există un mediu de trai careva. În Republica Moldova, în orașul Chișinău, mediul de trai este mai jos decât în București, decât în Moscova. Ceea ce vedem noi, cifra pentru plata parcării pentru o oră în centrul orașului este circa 15 lei, ce este comparativ cu Moscova, ce este comparativ cu București și așa mai departe. Deci, evaluarea care a fost făcută, cum a spus colegul meu, deci a fost făcută foarte proastă pe niște criterii de costul motorinei. Unu la mână. A doua mână. Deci, chiar și în orașe respective, Parkless System, nu știu cum funcționează corect, dar el administrează ca, deci, luarea plăților. Deci, în orașul Chișinău, în momentul în care Parkless System intră pe piață, este un singur, să spunem, companie care administrează parcări. Ceea ce este în mod nenormal, pentru că o companie care administrează toate parcările, parcările în curțile, apropo, parcările în curțile blocului, blocurilor, de mult trebuia să fie date locatarilor care trebuia să CC-uri și așa mai departe organizațiilor, ca ele să amenajeze aceste parcări, ele să le facă, să le respecte careva chestie. În momentul dat, în regulamentul cutare, și parcările de la curțile blocurilor o să fie date tot la Parkless System. Deci noi vedem o concurență... Pe terenuri care, conform legii, ar trebui să aparțină asociațiilor de coproprietari condominiu. Da, cu mult mai atât, până la ziua de astăzi, noi nu avem delimitare. Deci, noi avem lege, dar nu avem delimitarea zonelor pentru asociații, ca aceste asociații să hotărască ce eu fac pe terenuri care îi aparțin, așa spunem. Deci, ei au drepturi egale asupra ceea ce aici... Deci nu trebuie să fie date doar la cei care au mașini din acel bloc. Asociația are drepturi egale, toți membrii asupra acelui teren și este utilizată de comun. Trebuie să fie. Dar primăria, 10 ani, mai bine de 10 ani, înainte de actuala administrație, conștient sabotează introducerea de asociații de coproprietari în condominii cu un singur scop. Pentru că în moment ce ele devin multe și funcționale, o să pretindă la gestiunea terenului adiacent blocului, ceea ce e firesc. Și atunci nu o să poți pe dânsul face parcări, să-l vinzi, să construiești blocuri în loc de terenuri de joacă pentru copii și chestii de astea. Și cazul parcărilor este încă un indicator că asta e o mare problemă. Și cu mult mai atât, iar și legislația ne spune că o să fie confruntări între cine este proprietarul terenului aferent, deci între curțile blocurilor și deja primăria Municipiului și Chișinău și compania Parkless System. Deci o să fie, este o abatere din legislație. O să fie foarte mult scandal. O să fie, da. Deci cineva vine și administrează parcare în curtea mea. Este o chestie foarte greșită. Apropo de partea de administrare,
reprezentantul companiei ungare a spus foarte clar că ei n-au de gând, deși așa ni s-a prezentat de fiecare dată și să fac sugestii și în contract, cam asta însemna de la început când toată partea de motivare, i-au spus clar că ei n-au de gând să amenajeze niciun loc de parcare în Chișinău. Dar ei nu au de gând să construiască parcări, ei nu au de gând să amenajeze spațiile care le se dau în gestiune. I-a spus clar, tot ce vor face ei, ei vor vopsi, da? Vor delimita cu vopsea spațiul care este parcare cu plată și vor instala echipamente pentru colectarea plăților și evidența automobililor care stau acolo. Atât, mai mult ei nu fac nimic. Asta nu creadă ce... Și amenajarea special sub ei... În cadrul proiect, de exemplu, strada Vasile Alexandrita, este cel mai relevant exemplu. Atunci când a fost un proiect aprobat, în baza căruia s-a făcut licitații, s-a încheiat contract și trotuarul era deja practic amenajat, era pe partea spre finisare și a intervenit primarul și la ordinul lui a fost introduse modificări în proiect, lucru absolut ilegal, fără avizare, fără niciun fel de expertizare. Au fost introduse modificări în proiect, compania executoră a fost obligată să modifice proiectul, să modifice contractul, a primit bani suplimentari pentru asta, au distrus trotuarul care l-a amenajat înainte de asta și au amenajat acolo așa numitele parcări în spic, desfigurând ceea ce și așa cu greu puteai numi trotuar pe strada Vasile Alexandrei, dar reducând din spațiul dedicat pietonilor. Asta este un exemplu și nu credeți că primarul a făcut așa din pot, pentru că până atunci n-a interesat absolut subiectul parcărilor și era cam exact după ce s-a activizat acest proces de concesionare a serviciului legat de parcări. Adică, conștient, s-au cheltuit bani publici din proiectul BIRD luat în credit pentru amenajarea de parcări pe Alexandri. Aceeași situație o avem pe Bulevardul Ștefan cel Mare, unde din bani publici se amenajează sute de locuri de parcare în preajma teatrului de operă și balet. Da, atât de stringent era această investiție încât s-au dat bani din buget la indicația primarului și s-au amenajat spații pentru parcare. Micșorarea spațiilor verzi în zona limitrofă drumurilor din centru, da, exact așa încât să încapă cât mai multe mașini. Adică municipalitatea conștient a cheltuit bani și nu a fost lucrul ăsta întâmplător, dar exact în contextul cu aceste parcări. Mai mult decât atât, repetate rândul, șeful direcției transport, prezentând așa numita strategie pentru parcări, pentru amenajare, 2400 sau câte lucruri acolo de parcări, au spus conștient că da, noi cheltuim bani să amenajăm locuri de parcări în perspectiva viitorului proiect de concesionare. Adică primăria investește bani, vine un investitor privat cu 70% proprietate în offshore și îl gestionează. Dacă de acum așa aici CNA-ul nu vede o problemă, apoi chiar nu știu. Iată, o să întrebăm pe domnul Leațchi. Domnul Leațchi, de ce această grabă? Pe mine, cel puțin în calitate de ziarist, m-a mirat prezența reprezentantului acestei firme care a ieșit în cadrul conferinței de presă pentru a da unele explicații. Se temea că nu va merge acest proiect sau se teme de reacția societății civile sau se face referire la ceea ce spunea domnul Pașa la CNA? Unde este acest mecanism care nu funcționează? Deci, în Consiliul precedent, acest proiect a fost votat și impactul social noi n-am văzut. Noi n-am văzut impactul social ca să fie discutat tema parcării așa de cum este discutată la moment. Cu mult mai atât, chișinăuienii, conducătorii auto, nu cunoșteau ce o să fie, cum o să fie. Deci nimeni nu știa nimic. În momentul dat, deja și presa și consilierii municipali s-au deranjat de faptul că tot se face așa, prin dos, așa spunem. Deci, pentru că nu au fost consultări publice cu cetățeni, nu a fost elaborată o strategie normală a municipiului Chișinău. Noi, deci astăzi noi facem parcare pe Ștefan cel Mare. Eu vorbesc despre... este o stație lângă Izmail. Izmail, da. Se face parcarea, mâine, dimineață, deja nu e parcare, deja este pus alt loc. Sau este stație de troleibus, nu trebuie să fie stație de troleibus, trebuie să fie construit parcare. Noi când am cerut proiectul de Ștefan cel Mare, noi n-am văzut nicio... n-am primit acolo niciun nu, proiect. Nu era planul. De executare. Nici nu era nicio parcare. În genere, la partea de viziune și respectarea normelor, stăm destul de dezastru. Deci, cu mult mai atât, astăzi primăria municipiului Chișinău este în mare, mare minus, pentru că primăria investește bani în construcția parcărilor. În momentul în care un agent economic investește bani în construcția parcărilor, careva zonelor de odihnă și așa mai departe, el vrea să vadă peste câți ani va reîntoarce aceste investiții. În momentul cu Parkless System, primăria este ofensată în punct de vedere economic,
Pentru că dacă Parklife System spune că noi investim 10 milioane și chiar astăzi n-am auzit unde va fi cheltuit aceste milioane, pentru echipament, pentru ce? Mai departe, primărie Muncii Chișinău, unde, câți bani concret, noi vrem raportul public, câți bani primăria a cheltuit și va cheltui, pentru că primăria va amenaja aceste parcări, pentru și amenaja și va face parte de curățat și mai departe. Deci, cât primăria va cheltui? Pentru că astăzi a fost spus, 53 de milioane de lei au fost cheltuiți și, da, noi putem să nu facem parcări, să cumpărăm transport public, noi nu avem autobuze. Noi ultimul autobuz am cumpărat 10 ani, 15 ani în urmă. Domnilor invitați, sunt obligat pe această notă să pun punct emisiunii noastre. Vă aștept și cu alte ocazii pentru a continua discuția. Este una destul de stringentă. Da, un mesaj foarte scurt. Eu, dacă îmi permiți, Vlad, eu vreau să invit toți, iarăși, să invit toți locatarii orașului Chișinău, toți automobiliști, pe data de 22, la audierii publice și să-și expune părerea proprie față de aceste parcări, față de această companie Parklife System, ca noi, cetățenii acestui oraș, trebuie să avem opinia noastră și să-i expunem. Să fie luată în considerație. Da, pentru că aceștia ne bat joc de oameni. Da, domnul Pașa, foarte scurt, 20 secunde. Scurt, mă adresez pe această cale tuturor consilierilor municipale, în primul rând, să nu cedeze presiunilor de care natură nu ar fi ele și să nu voteze aprobarea acestui regulament, care va însemna automat punerea în funcțiune acestei scheme de sărăcire a chișinăuienilor. Noi vă mulțumim, stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic, o seară bună alături de Accent TV.